Vârsta înaintată l-ar putea scăpa de închisoare pe Alexandru Vișinescu, dacă va fi condamnat. Sunt de părere reprezentanții Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Președintele executiv al institutului a explicat ce pedeapsă ar trebui să se acorde în acest caz. Pedeapsa care este încadrată în codul penal pentru omor deosebit de grav este de la 15 la 25 de ani de închisoare. Evident că din cauza vârstei, dacă se va ajunge la o condamnare, probabil că judecătorul va constata că este în imposibilitatea de a fi încarcerat. Statul democratic veghează la integritatea fizică a deținutului, indiferent dacă acesta a comis o crimă. Andrei Muraru a adăugat că instituția din care face parte cere condamnarea în cazul lui Vișinescu și pedeapsa corespunzătoare pentru infracțiunea de omor deosebit de grav. Locotenent colonelul Alexandru Vișinescu a condus închisoarea Râmnicu Sărat, devenită celebră pentru încarcerarea elitei intelectuale și a foștilor lideri din perioada precomunistă. Potrivit președintelui executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, prizonierii politici din acea vreme au murit din cauza bătăilor, a foametei și a lipsei de tratament medical. În perioada în care Alexandru Vișinescu a fost directorul penitenciarului Râmnicu Sărat, a murit și diplomatul Victor Rădulescu Pogoneanu, condamnat la 25 de ani de închisoare, după ce gardienii l-au târât pe scări. Ion Mihalache, unul dintre cei mai importanți politicieni ai României din secolul trecut, a fost bătut crunt și apoi a fost refuzat tratamentul medical. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului a cerut parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial București începerea urmăririi penale față de fostul comandant al închisorii Râmnicu Sărat. Însă nici acum, la 88 de ani, când a fost invitat să comenteze decizia institutului, fostul torționar nu a renunțat la violență, înjurându-i și alungându-i pe jurnaliști. De altfel, Vișinescu se consideră nevinovat. Considerați că ați avut o responsabilitate în ceea ce îi privește? Nu, 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 nu,